Bună ziua, stimați prieteni, suntem la cea de-a 58-a ediție Analizelor Economice, un proiect comun de viitorul și privesc eu, unde puteți urmări pe paginile oficiale a ambelor instituții sau pe pagina mea evniță.md, unde puteți găsi toate celelalte analize precedente, plus, după cum am promis, voi insera atunci când va fi mai util, nu de fiecare dată poate este necesar, și graficele care să vă ajute să înțelegeți mai bine despre ce discutăm. Astăzi voi aborda un subiect care nu l-am mai discutat de câteva ori, însă vreau să-l discutăm de simplu motiv că săptămâna aceasta Biroul Național de Statistică, fără mare publicitate, a prezentat niște date care, după mine, cu certitudine pot fi numite evenimentul anului. Despre ce vorbim noi? Despre o nouă modalitate de prezentare a datelor privind populația Republicii Moldova. Ori în Republica Moldova, numărul populației este foarte greu de calculat din diferite motive obiective. Avem oameni peste hotare, avem oameni în migrație în interiorul țării care ia amploare din ce în ce mai mult, avem oameni care locuiesc într-o localitate, sunt înregistrați în alta. De ce ai nevoie de date statistice? Cel puțin din câteva motive. 1. Fiecare dumneavoastră aveți o frustrație mare atunci când vedeți că numărul de alegători e peste 3 milioane, 3 între 2 milioane sau chiar și mai mult. Foarte multă lume se întreabă, de unde atâți alegători? Noi am rămas 2 milioane în țară. Întrebarea este una foarte simplă, răspunsul este foarte simplu. Noi avem 3 între 5 milioane locuitori în partea dreapta Nistrului, ori acești oameni, chiar dacă sunt plecați peste hotare, nu și-au pierdut dreptul de vot. Deci, GECO este obligat să introducă. 2. Noi mai avem cetățeni din stânga Nistrului care sunt cetățeni ai Republicii Moldova și nu le-au anulat dreptul de vot. De aceea, de ce ai nevoie, știi câți oameni suntem și obțin ca să afle câți vin la votare. Al doilea, am scris pe aceasta din numărate rânduri, sufletele moarte în bugetele locale. Este amuzant să spun, știți, ca exact ca în povestea din istoria aceea a scriitorului rus, Gogol, dacă nu mă greșesc, sufletele moarte, primăriile, anumite tipuri de finanțări care le primesc la bugetul central, sunt în dependență din numărul populației. Și aici se încep toate istoriile. Dacă numărul populației într-o primărie a scăzut, avem acum câțiva ani de zile, doar a scăzut cu 20%, întrebarea e cine primește bani, deci pentru sufletele moarte sau pentru oameni care nu există de fapt în localitate. Cel puțin din punct de vedere a bugetului de stat, tot am avea nevoie, știm câți oameni avem în țară. Ce a făcut Biroul Național de Statistică? Până în anul 2014, toate datele care se prezentau, se prezentau numărul de cetățeni Republicii Moldova, care includea populația din Republica Moldova și populația plecată peste hotare. Începând cu 2014, Biroul Național de Statistică a început să ne furnizeze două tipuri de date. Prima sunt populația Republicii Moldova totală, cât suntem noi, și aici suntem în jur de 3 milioane și jumătate, și două, populația cu reștiință obișnuită sau oamenii care la un moment dat se află pe teritoriul Republicii Moldova. Aici iarăși apare o mică problemă, vreau să spun, vă arăt din ce cauză situația este foarte complicată, apare o mică problemă, deoarece ce înseamnă cetățeanul se află pe teritoriul Republicii Moldova. Și atunci Biroul din Statistică a spus în felul următor, vom considera că omul se află într-o localitate, dar chiar mai mult de un an de zile nu a părăsit localitatea. De aceea noi avem populația din Republica Moldova, care la ziua de astăzi este 2.600.000, dar să nu uităm din aceștia 2.600.000, mai avem cel puțin vreo 200.000 de oameni care sunt în Republica Moldova, de fapt ei n-au nicio legătură cu Republica Moldova, deoarece ei prin navietă lucrează peste hotare, acum e aici, pe urmă pe câteva luni pleacă, apoi iarăși se întoarce, deci chiar dacă el formal se află pe teritoriul Republicii Moldova, pe el tot îl putem considera ca emigrant. În acest motiv putem să calculăm foarte ușor care este numărul de populație aflată peste hotare. Avem 3.500.000, minus 2.600.000, avem 900 și ceva de mii, acum să dau cifrele, la acestea 900.000 îți mai adaug încă vreo 200.000 de oameni care se află temporar peste hotare și avem 1.600.000 de oameni peste hotare și în interiorul țării aproximativ 2,4 milioane. Ce a făcut Biroul de Statistică nou în acest an? Ei ne-au prezentat datele în structură teritorială. Deci noi pentru prima dată avem populația Republicii Moldova aflată pe teritoriul țării nu după numărul lor total, dar avem populația Republicii Moldova aflată pe teritoriul țării la momentul actual. Deci aceste date ne va permite să facem niște analize cu mult mai profunde. Cine constă ele? Vom reuși să vedem care este numărul de populație care a migrat peste hotare pentru fiecare raion în parte. Să vedem din fiecare raion cât au plecat. Câți oameni au rămas în fiecare raion din țara noastră. Care este mișcarea populației și plus
Aceste date noi prezentate de Biroul de Statistică ne permite să facem o constatare nouă, un fenomen nou absolut care s-a întâmplat în Republica Moldova în anul 2021. Când spun nou absolut, el exista, dar nu într-o proporție atât de mare. Lucrul s-a întâmplat în 2021, dar să-l luăm rând. Cert este, Biroul Național de Statistic din 2014 ne-a furnizat niște date noi care ne-a permis nouă să estimăm numărul cetățenilor aflați peste hotare, iar din 2022, și anume din această săptămână, ne-a prezentat niște date care ne ajută în general să vedem care este mișcarea populației Republicii Moldova și veți vedea foarte multe lucruri care sper că interesante. Aceasta este prima prezentare a datelor privind populația. Cred că vor mai fi vreo 2-3, deoarece veți vedea că sunt foarte multe aspecte despre care n-am vorbit absolut niciodată, nimeni n-a discutat în spațiu public. Cât n-ar fi de straniu? Despre noi și nu vorbim niciodată. Haideți să o luăm prima. Deci, ceea ce s-a întâmplat, noi avem datele Biroului Național de Statistică, populația unui raion care a fost în 2014, de la referendum, noi știm câți oameni erau în fiecare raion, și în 2022. Deci, în 8 ani de zile, în mediu, populația Republicii Moldova, care s-a aflat pe teritoriul țării, s-a redus cu 9,3%. Primul grafic, dacă vă uitați să observați. Noi avem raioane unde numărul populației în doar 8 ani de zile s-a redus cu peste 20%. În raionul Cimișlie 21,6%, Cantimir 19,7%, Telenești 19,3%. Deci avem raioane care pur și simplu înregistrează o depopulare dublu față de media Republicii Moldova. Despre aceasta mă întorc ceva mai târziu. Cert este că datele Biroului Național de Statistică ne permite acum să identificăm așa numitele zone defavorizate, zone de unde populația Republicii Moldova fuge. Deci fuge, despre lucrul acesta am vorbit ceva mai de mult. În Republica Moldova știți foarte bine că nivelul de trai nu e cel mai performant, dar cred că puțină lume știe că la noi cheltuielile bugetului public pe cap de locuitor sunt incomparabile mai mici decât în Europa, însă avem localități unde cheltuielile primăriei pe cap de locuitor sunt de 10-15 ori mai mici decât în alte primării. Imaginați-vă cu un om, hai cum ar fi două din norocii, că prima dată trăiești într-o țară unde statul practic nu cheltuie nimic bani pentru infrastructură și trăiești într-o localitate unde se cheltuie de 10-15 ori mai puțin decât în altă localitate. Altfel spus, discriminarea sau diferența dintre un sat și municipiul Chișinău este de multe ori mai mare decât Republica Moldova și Germania. Deci un om care trăiește într-un sat are o diferență de trai mai proastă decât are un cetățean din Chișinău comparativ cu unul din Germania. Deci, al doilea grafic, deci primul grafic se ține ceea ce am vorbit despre reducerea numărului populației pe raioane. Deci ați văzut, aici avem toate raioane de unde s-a redus numărul populației. Deci, la primul grafic vreau să fac o mică constatare. Deci numărul populației s-a redus foarte mult în raioane, nu de atât acolo e cel mai prost este acum. Noi, cred că aceasta în alte ediții voi vorbi despre aceasta, avem regiuni, cum ar fi Utah-Găgăuzia, de unde migrația este foarte micuță. Ați întrebat, de ce e migrația foarte micuță de acolo? Foarte simplu. Toți care au avut de plecat, deja au plecat, nu mai are cine pleca. Atunci când vedeți din anumite raioane că ponderea migrației este micuță, asta acum este micuță. Tot ce trebuie să vedem noi câți au plecat în toată această perioadă de independență. Pentru aceasta avem nevoie de alte analize, altă dată voi face. Deci, reducerea populației în ultimii ani de zile este una foarte informativă, dar să țineți cont că în unele raioane populația nu s-a redus, că deja nu mai ai ce reduce. Acolo unde situația este bună, îți poate întâmpla că este bună, pur și simplu, că a fost foarte proastă. Totuși, datele de la Biroul de Statistic ne permite să vorbim nu doar despre reducerea populației, că noi, populația Republicii Moldova, este afectată de 3 factori. Până acum vorbeam de 2 factori, acum vorbim de 3 factori. Primul factor, cel mai dramatic, este sporul natural negativ. Ce înseamnă lucrul acesta? Timp de 25 de ani de zile, populația Republicii Moldova, în mediu, în toată această perioadă, s-au născut mai puțin copii decât au murit. Așa ceva în istoria noastră am fost, despre aceasta voi vorbi ceva mai târziu. Deci primul factor care determină reducerea populației Republicii Moldova este sporul natural negativ sau altfel spus, să nasc mai puțin decât mor, sau mor mai mult decât să nasc. Al doilea factor despre care toată lumea știa este migrația externă. Populația Republicii Moldova nu e de ajuns că se reduce, dar ea își pleacă peste hotare, am făcut și niște estimări cât sunt plecați la ziua de astăzi. Și este și al treilea factor,
care datorită acestor date noi pe care Biroul Național de Statistică ne le-a furnizat acum, migrația internă. Deci Republica Moldova, și vreau să țineți minte, în prezent confruntă cu un fenomen nou, el a fost întotdeauna, dar acum a luat amploare, în anul 2021. Din 100 de oameni care au plecat din localitatea lui, 2/3 sau 65% n-au plecat peste hotare. Au venit la Chișinău sau la Bălți. De fapt, noi avem depopularea regiunilor noastre, are loc pe două dimensiuni. Oamenii pleacă din țară și omul pleacă din localitatea lui. Deci, în prezent, 2/3 din toată migrația Republicii Moldova este, în 2021, a fost determinată de migrația internă. Deci omul pur și simplu fuge din localitatea lui, fuge la Chișinău. Da, el vine la Chișinău, după asta stă puțin și după iarăși pleacă pe psihotare. Deci, dacă ne uităm atent, în anul 2021 am luat 15 raioane, deci cea mai mare migrație deci, a fost înregistrată în raionul Telenești. 2% din populația Teleneștiului pur și simplu au plecat din această raion. Dintre care 1,3% au plecat la Chișinău și doar 0,7% au plecat peste hotare. Deci dacă observați în topul raioanei Ștefan Vodă, 1,7%, 0,5% au plecat peste hotare, 1,3% au venit la Chișinău. Deci dacă vă uitați atent, în primele raioane, cel mai mare număr de populație a plecat din raion, dar n-a plecat peste hotare, a venit la Chișinău. Deci aș răspuns la întrebarea, cum adică oamenii pleacă din țară, dar și Chișinău se construiește? Păi se construiește, Chișinău este unica localitate care are un spor, are o migrație pozitivă, din simplu motiv că toată populația care pleacă din sate, de fapt, vine la Chișinău. Și aici vreau să mai spun un element. 2% din populația raionului Telenești s-a redus într-un singur an, dar aici vorbim doar de cei care au migrat. Să nu uităm că în anul 2021 am avut anul cu cel mai mare spor natural negativ, adică am avut cel mai mare număr de decese, deci număr de decese comparativ cu naștere a fost cel mai negativ, 16.000 de persoane. Este COVID-ul, este obiectiv, dar așa ceva n-am avut în toată istoria noastră, acum și ajungem la graficul acela. De acela la 2% care le avem migrații, avem pentru fiecare un cel puțin 0,6%, iar unele raioane poate fi chiar și 1% de populație care pur și simplu s-a redus. Din acest motiv, putem spune că raionul Telenești, că este pe primul loc, în anul 2021, numărul populației s-a redus cu cel puțin 2,7-2,8%, dar chiar mai aproape de 3%, dintre care 2% au plecat, iar aproape 1% au murit. Deci avem o reducere a populației de aproape 3%. În raionul Ștefan Vodă avem cel puțin 2,5%, circa 2,5% reducere a populației, dintre care 1,7% au plecat și 0% au murit. Deci datele Biroului de Statistică ne poate arăta că, de fapt, noi, pe anumite raioane, pe anumite zone, pur și simplu avem o depopulare care, în prezent, dacă vă uitați, de pildă, la raionul Telenești, 0,7% plecați peste hotare, 1,3% în țară și 0,7% cel puțin au murit. În total 2,7%. Plecări de peste hotare în prezent, de fapt, este incomparabil mai micuț decât migrația internă și plecări peste hotare. Anul trecut s-a întâmplat un fenomen interesant, atestat de către Biroul Național de Statistică. Am avut raioane în care migrația externă a fost pozitivă pentru raion. Ce înseamnă lucrul acesta? Numărul celor care s-au întors acasă a fost mai mare decât numărul celor care au plecat. Evident, este prea matur să facem prea multe concluzii și vă explica din ce cauză. Biroul de Statistică doar în acest an a făcut prima dată aceste estimări. Posibil că le vor modifica și vom avea și alte date. Totuși, în câteva raioane s-a întâmplat acest fenomen. Fără a pune la îndoială datele Biroului Național de Statistică, voi încerca să explic de ce acest lucru s-a întâmplat. 1. Dacă ne uităm la structura raioanelor, cel mai mult s-au întors din Ocniță, apoi Soroca, Rășcani, deci cel mai probabil vorbim despre cetățenii care lucrau în Federația Rusă și s-au întors acasă, dar asta nu înseamnă, și aici vreau să menționez foarte clar,
faptul că migrația unilor raioane este pozitivă, din păcate, nu trebuie interpretată că oamenii se întorc acasă. Și explic din ce cauză. Deci, în aceste raioane, migrația externă este pozitivă, luăm Ocnița, 0,36% s-au întors înapoi acasă, însă 0,37% au plecat la Chișinău sau la Bălți. Deci aceasta înseamnă că în anumite raioane migrația cel mai probabil a fost pozitivă din factorii legați de faptul că el s-a aflat acolo într-o țară și a trebuit să vină acasă, dar asta nu l-a determinat să rămână acasă din simplu motiv că noi am avut migrație internă. Concluzia. Din toate raioanele unde am înregistrat migrație pozitivă pe externă, adică oamenii s-au întors acasă, nici într-un raion nu avem migrație pozitivă totală, deoarece numărul celor care au migrat în Chișinău sau la Bălți este mai mare decât numărul celor care s-au întors de peste hotare acasă. De fapt, toate raioanele noastre până în prezent nu reprezintă un centru de atracție și omul sau pleacă peste hotare sau pleacă la Chișinău și Bălți. Dacă vine de peste hotare, el vine deoarece acolo nu mai poate lucra și pleacă tot la Chișinău și Bălți. Deci omul în prezent, cu excepția Chișinăului și Bălțului, are două opțiuni. Sau pleacă la Chișinău sau pleacă peste hotare. Primele trei constatări care le avem în privința migrației în anul 2021. Este cea mai mică nivel de migrație din toată istoria noastră de când s-a început marele val de migrație de pe anul 98-99, am avut și mai înainte aceasta. Deci, sunt două explicații. Sau datele mai trebuie perfectate, sau există și conjunctura aceasta cu oamenii s-au întors, deoarece acolo unde lucrau ei nu mai aveau perspectivă, dar nu s-au întors din cauza că vor să vină acasă. 2. Răoanele au suferit cel mai mult din cauza migrației interne și nu migrația externă. 2/3 din toată populația care au plecat din răoanele Republicii Moldova au plecat la Chișinău sau la Bălți. Uitați-vă atent. Migrația externă anul trecut au plecat peste hotare 6,7 mii de cetățeni și migrația internă 13,2 mii de cetățeni. De fapt, dacă scoatem Chișinău și Bălți, că din Chișinău și Bălți avem vreo 3.000 de plecări, atunci avem că din raioane, peste hotare au plecat mai puțin de 4.000, 3.500 de oameni și în Chișinău și Bălți au venit 13.200. Dacă scoatem Chișinău și Bălți, atunci avem că, de fapt, aproape 80% din toată populația care a plecat din raioane a venit în Chișinău și la Bălți, doar câțiva, un număr neimportant, au mers în peste hotare. Populația Republicii Moldova, cu certitudine, în raioane, nu vede o perspectivă de trai și toată lumea vrea să concentreze la Chișinău. În 11 raioane, noi am înregistrat o revenire acasă a populației, dar lucrul acesta nu a salvat situația din simplul motiv că aceste raioane nu sunt absolut deloc atractive. Deci, de peste hotare au venit în raioane 1260 de persoane, dar au venit din raioane acestea au plecat la Chișinău 3720. Dacă vă uitați atent, numărul celor care au plecat la Chișinău este aproape de 3 ori mai mare decât numărul celor care au venit peste hotare. Lucru care încă o dată demonstrează că noi, fără o politică de susținere a regiunilor, noi nu avem nicio șansă de dezvoltare. Următorul lucru despre care vreau să vorbim, despre care nu s-a discutat foarte mult și despre aceasta noi vorbim odată, este legat de sporul natural negativ. Ce înseamnă sporul natural? Deci asta este diferența dintre numărul de copii care s-a născut în Republica Moldova și numărul de decese. Noi timp de 25 de ani de zile avem un spor natural negativ, o mică excepție este perioada 2011-2015, care poate trebuie analizată, dar în rest noi am avut întotdeauna o scădere în numărul populației. Am luat din 95, deoarece din 91 până în 95, avem o situație mai interesantă la noi, sporul natural la populație a fost unul pozitiv. Numărul populației a crescut cu circa 150.000 de persoane, deci s-au născut cu 150.000 de persoane mai mult decât au murit, iar numărul populației din țară a scăzut cu vreo 40.000 de persoane. Deci 200.000 de persoane din 91 până în 99, din 95 au dispărut. Aceste 200.000 de persoane, diferența dintre sporul natural
și scăderea populației, deci avem o reducere de 200.000 de persoane, urmează încă să mai văd ce se întâmplă, am două ipoteze aici. Prima, și atunci noi am avut un val de migrație de muncă, dar am avut și un val de plecare definitivă a populației peste hotare. Pe teritoriul nostru, partea dreaptă a Nistrului, este mai greu să văd acest lucru, iar foarte clar l-am putut depista în stânga Nistrului, unde în această perioadă am avut o plecare definitivă de circa 200.000 pe o perioadă mai lungă de 10 ani de zile, am avut o plecare din Transnistria definitivă a populației, lucru care trebuie examinat pe dreapta Nistrului. Cert este că în 91, de la momentul primirii independenței până în 95, noi am avut un fenomen de plecare definitivă a populației care trebuie calculat exact ca să putem da răspuns la întrebarea aceasta cât s-a plecat. Dacă ne uităm atent, de la 96, când la noi am început să înregistrăm un spor negativ, până în prezent, avem circa 90.000 de oameni mai puțin s-au născut decât au murit. S-au murit cu 90.000 de oameni mai mulți decât s-au născut. Deci asta, de fapt, este reducerea populației Republicii Moldova, indiferent dacă suntem în țară sau pe hotare. Reducerea noastră pe globul pământesc s-a redus în această perioadă. Deci eu, vă uitați în grafic, aveți 82.700, eu spun circa 90.000, din simplu motiv că datele din 2019, 20 și 21, cuprind doar persoanele care au decedat în interiorul țării, nu cuprind și oamenii care au decedat peste hotarele țării. Și aici ne apropiem de următorul fenomen despre care noi n-am vorbit niciodată. Sporul natural, și iarăși mulțumită datelor care le dă Biroul Național de Statistică, noi putem calcula care este sporul natural în interiorul țării și sporul natural în exteriorul țării, sau diferența dintre oameni care au murit și s-au născut. Dacă ne uităm atent, în anul 2014, datele avem doar până în 2018 și avem pentru 5 ani de zile, dar lucrul acesta ne va permite să facem anumite concluzii. Dacă ne uităm atent, în anul 2014, în interiorul țării, sporul populației a fost pozitiv. S-au născut 1.187 de persoane mai mult decât au murit. În schimb, peste hotare, sporul populației a fost negativ. Deci numărul cetățenilor moldoveni care s-au născut peste hotare, că avem și acolo care s-au născut peste hotare, a fost cu 2.065 mai micuți decât numărul cetățenilor moldoveni care au murit peste hotare. În rezultat, sporul natural a fost unul negativ. Următorul an, în interiorul țării, sporul pozitiv, peste hotare negativ. În 2016, în interiorul țării, pozitiv, peste hotare negativ. Și doar în 2017-2018, sporul natural și în țară, și peste hotare a fost negativ. În 5 ani de zile, populația Republicii Moldova s-a redus, din 2014 până în 2018, s-a redus cu 10.570 de persoane, cu 10.570 de persoane, dintre care populația de aflată peste hotare, numărul celor care s-au născut și celor care au murit a fost de 10.590, iar în interiorul țării am avut chiar o creștere, numărul celor care s-au născut a fost cu 20%, cu 20 persoane mai mari decât celor care au murit. Noi niciodată n-am vorbit de cetățenii Republicii Moldova care sunt peste hotare, ei mai și mor. Nu uităm că avem 1.000.000 de oameni. Deci noi, la o populație de 3 milioane de oameni, avem anual vreo 40.000 de decese. O treime din populație se află peste hotare, respectiv aproape o treime din populație. Este mai puțin că acolo structura de vârstă este alta și numărul populației peste hotare, numărul celor care mor peste hotare, este mai micuț decât în țară, dar avem mii de oameni în fiecare an. Concluzia este în felul următor. Populația Republicii Moldova, cel puțin în ultimii ani de zile aflați peste hotare, numărul celor care mor peste hotare este cu mult mai mare decât numărul celor care se nasc peste hotare. Noi avem o diferență doar în 5 ani de zile de 10.500 de oameni. Însă, toți cei care au murit peste hotare sunt completați cu cei care pleacă peste hotare. Simplu spus, dacă un prim-ministru al Germaniei sau în Italia s-ar deranja, uite, moldovenii mor cine să lucreze aici, noi le spunem, nu vă faceți grijă, toți care mor, noi vei trimitem alții în loc. Deci noi, în prezent, avem un spor net al populației, de fapt, migrație netă psihotare, care completează inclusiv și numărul celor care au decedat psihotare. N-am vrut foarte mult să mă opresc la tema aceasta, dar este un aspect despre care nu s-a vorbit niciodată. Populația Republicii Moldova aflată psihotare, de fapt, la moment
nu este egală cu numărul celor care au plecat. Deoarece noi în prezent avem un număr de moldoveni peste hotare, dar ei, numărul celor plecați care este cu mult mai mare, deoarece cel puțin în fiecare an numărul celor care au murit este cu mai mare deja ani de zile decât numărul celor au plecat și noi compensăm și cei care au plecat. Acum și veți vedea în program că eu am făcut această diferență. Apropo, doar mulțumită datelor care le-au dat acum în biroul de statistică a fost posibil să ne oprim și așa o nuanță nouă. 5 constatări despre sporul natural a populației. În ultimii 25 de ani de zile, Republica Moldova a avut o reducere fără precedent, o reducere naturală, fără precedent în istoria noastră populației, cu peste 90.000 de persoane. Deci noi, de 95 până în prezent, populația Republicii Moldova s-au născut cu circa 90.000 de persoane mai puțin decât au decedat sau au decedat cu 90.000 de persoane mai mult decât s-au născut. Ultima dată când Republica Moldova a avut un spor negativ a populației, a fost în foamea din paza 7. Doar în paza 7 noi am avut un spor negativ a populației și după aceasta îl avem acum începând cu 95. Al doilea, în ultimii ani de zile, sporul negativ al populației în cea mai mare parte este determinat de sporul negativ al populației aflate peste hotare. Deci moldovenii noștri aflați peste hotare sunt cei care cel mai mult duc la reducere numărul lor. Partea proastă, că reducerea celor de aflați peste hotare nu este influențată de numărul celor aflați peste hotare, deoarece ei sunt completați cu moldovenii născuți aici. Altfel spus, moldovenii care au rămas în țară fac un singur lucru. Nasc copii și ca să completeze cei care sunt peste hotare. Îmi pare rău să spun, dar aceasta se întâmplă din păcate până în prezent. Mai departe, chiar dacă în țară noi am înregistrat anumite spor natural pozitiv, totuși populația continuă să scadă datorită migrației externe, iar raioanele sunt lovite în ultimul timp în mod special de migrație internă. Deci sporul natural negativ, care s-a accentuat în ultimii 3 ani de zile, plus migrația externă, plus migrația internă, pur și simplu depopulează raioanele noastre. Sporul natural în țară în 2021 a fost de -0,36%, este unul din cele, este cel mai mare, deci așa ceva am avut doar în 47. Atunci a fost cu mult mai grav. Și cel mai grav, ponderea cetățenilor moldoveni în lume, în ultimii ani, s-a redus dramatic. Deci doar de la independență până în prezent, din 91 până în prezent s-a redus de 1,6 ori. Noi eram în lume și aici când spun că noi am în vedere populația din dreapta Nistrului, populația din stânga Nistrului și populația din dreapta și stânga Nistrului care sunt peste hotare. Deci am în vedere toți noi care suntem în prezent datorită faptul că populația lumii crește, în special din lumea a treia, iar noi ne reducem, noi în anul 91 eram 0,08% în toată lumea. În anul 70, până în anul 70, populația Republicii Moldova s-a menținut constant la 0,1% din populația globului pământesc. Creșteau populația în alte țări, creștea populația în Republica Moldova. Asta a fost, eu am verificat anul 30, 40, 50, 60, 70. După anul 1970, timp de 50 de ani, în perioada 80-90 am avut o reducere de la 1% la 0,08%, o reducere de 0,2%, iar din 90 în 30 de ani de zile avem o reducere până la 0,6%. Scurt pe 2, în 50 de ani, noi, ca pondere în lume, ne-am redus de 2 ori. Populația noastră s-a redus de 2 ori. Fiți atenți, așa vorbesc de noi toți aflați peste hotare. Dacă vorbim doar de cei aflați în interiorul țării, atunci era ponderea noastră în lume s-a redus de 3 ori. Atunci eram 0,31%, acum suntem 0,36%. Fix de 3 ori mai puțin decât eram ca pondere în lume în anul 1970. Aici nu pot fără ca să mi dau, fiindcă noi vorbim de aceste grafice. În prezent, în Republica Moldova, în anul 1991, noi eram în țară 4.364.000 de locuitori, dintre care în dreapta Nistrului eram 3.633.000 estimativ, iar în stânga Nistrului eram circa 731.000. Datele oficiale erau mai micuți, cei din stânga Nistrului au introdus undeva vreo 50.000 de persoane, bănuiesc că erau populația care erau acolo
erau în Transnistria, noi nu-i priveam ca cetățeni a Republicii Moldova, iar cei din stânga Nistrului i-au considerat ca cetățeni a stângii Nistrului. Deci ei, efectiv, s-aflau pe teritoriul Republicii Moldova. Cei drept după aceasta au plecat, în prezent noi estimăm că populația Republicii Moldova este de 2.907.000 sau în dreapta Nistrului 2.600.000, în stânga Nistrului 304.000. Dacă ne uităm cum ne-am redus, deci noi timp de 30 de ani de zile populația aflată pe teritoriul Republicii Moldova s-a redus cu aproape 1.500.000 de locuitori, dintre care în dreapta Nistrului cu 1.070.000, iar în stânga Nistrului cu 427.000. În stânga Nistrului reducerea a fost cu mult mai dramatică decât în dreapta Nistrului. Dacă aici s-a redus cu 1,5 ori, atunci în stânga Nistrului reducerea este de peste două ori. Deci de ce s-a întâmplat lucrul acesta? Acolo a fost o migrație foarte mare și s-a redus. Aici vedeți graficul ponderea populației Republicii Moldova în lume. Aici am în vedere din țară, de peste hotare, din stânga și din dreapta Nistrului. Până în anul 70 a fost 0,1%, acum suntem 0,3-0,5%, iar în țară, când vorbesc de țară, am vedere și în dreapta și în stânga Nistrului, suntem 0,3-0,36%, sau de 3 ori mai puțin decât am fost acum 50 de ani. Și ultima, migrația netă a populației. Câți cetățeni ai Republicii Moldova în prezent se află peste hotare? Dacă ne uităm atent, la ziua de astăzi estimăm că numărul cetățenilor noștri aflați peste hotare este la nivel de 912.000 de oameni. Fiți atenți, asta înseamnă migrația netă. Dacă vă uitați în perioada 2016-2020, noi am avut plecați peste hotare 185.000 de oameni. Însă, este o nuanță. Pe lângă acești 185.000 de oameni, care este migrația netă, deci real număr populației noastre aflate peste hotare, a crescut cu 185.000 de oameni. Însă, numărul celor care a plecat, noi estimăm la 205.000. Din ce cauză? Din cauza că 185.000 sunt cei care au crescut numărul populației, iar alte 20.000 au plecat și au substituit pe cei care au fost decese miete peste hotare. Adică oamenii noștri, în realitate, au plecat cu mult mai mult decât cifrele care le avem. Altă dată voi face o analiză care va cuprinde nu doar numărul celor aflați peste hotare, dar și numărul celor care au venit în locul celor care, așa este viața, pur și simplu au decedat. În 2021, migrația netă este 6,7 mii, însă în realitate consider că de peste hotare au plecat circa 15.000, restul au plecat și au substituit numărul celor care au decedat sau sporul natural negativ de peste care s-a întâmplat. Deci, concluziile sunt următoare. Republica Moldova continuă să confrunte cu o situație dramatică în tot ce înseamnă populația Republicii Moldova. Datele care ne-a prezentat Biroul de Statistică ne permite să facem niște concluzii noi care până acum era practic imposibil de făcut, și anume, populația Republicii Moldova în ultimii ani de zile se confruntă, sau Republica Moldova, sau regiunile Republicii Moldova, cu excepția Chișinăului și Brânzului, se confruntă în ultimii 5 ani de zile cu 3 drame fără precedent. Una, sporul natural negativ, deci noi avem pentru prima dată o creștere atât de proastă, nu creștere, că numărul celor care se nasc este cu mult mai mic decât numărul celor care mor. Un singur an a mai fost atât de grav, în 47, după aceasta noi n-am avut niciodată în istoria noastră așa ceva. 2. Asistăm la o imigrație externă destul de puternic, iar în 2021 s-a proliferat sau s-a văzut foarte clar un fenomen care exista în tot acești ani, dar în anul 2021 pur și simplu s-a văzut într-o evidență clară, și anume imigrația internă. Anii viitor, Republica Moldova va fi frământată de aceleași trei probleme. Spor natural negativ, migrație externă și o intensificare a migrației interne. Fără o politică de dezvoltare a regiunilor, Republica Moldova riscă în următorii 5 ani de zile să mai aibă depopulări a unor regiuni la nivel de 20%, așa cum s-a întâmplat și în acești ani precedenți. Însă acum, conform estimărilor mele, gradul de depopulare poate fi cu mult mai rapid, deoarece dorința oamenilor de a rămâne în regiuni este din ce în ce mai slabă și oamenii pur și simplu vor să regădească un trai mai bun, iar trai mai bun îl văd fie la Chișinău și Bălți, fie în alte țări. Și mai încă un element care Biroul de Statistică înaltă și cred că nu va fi dat încă mulți ani de zile, pe lângă migrația dintr-un raion în Chișinău și Bălți,
noi avem și al treilea fenomen de migrație în interiorul raionului, cred că carierii are aceeași amploare ca și din raion în Chișinău, noi avem migrația din sate în centrele raionale. De aceea, prin faptul că noi avem o depopulare a raionilor, cred că situația și mai dramatică este depopularea satelor, unde oamenii pur și simplu din sate fug, fie în centrul raional, fie la Chișinău sub Bălți, fie peste Hotare. Trei tipuri de migrație plus scăderea numărul populației, astea sunt provocările de bază la care trebuie să facem față. Vă mulțumesc, până data viitoare!